sondaj bomb. Doar 10 dintre microbiții îl mai vor pe Burleanu în fruntea FRF. Un procent de doar 10 dintre iubitorii de fotbal din România consider că actualul președinte al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, ar trebui să fie investit cu un nou mandat la conducerea fotbalului românesc. În schimb, peste 55 dintre respondenți îl prefer pe fostul internațional Ionul Pescu pentru funcția de președinte al FRF. Sondajul poate fi consultat aici, pe DF. Studiul realizat de compania de cercetare de Pian YouCallenge Marketing Research analizează modul în care românii se raportează la starea sportului românesc. Astfel, doar 33,8 dintre participanții la studiu considera că starea sportului românesc este bună, ci foarte bună, în timp ce 59,7 cred că sportul românesc este într-o stare proastă sau foarte proastă. Majoritatea covăritoare a participanților la sondaj, 78,7, consider că sportul ar trebui să fie o prioritate pentru orice guvern. Pentru cei mai mulți dintre respondenți, finanțarea din ce în ce mai redusă a sportului de către stat conduce la obținerea din ce în ce mai puține medalii la Jocurile Olimpice, campionate mondiale sau europene, în timp ce a doua cauză identificată este lipsa unei strategii unitare cu privire la sportul românesc. Pleoianul cinge scena politic cu o propunere controversată. PSD plus azi, să fie ei la procurori. Opoziția atacă, nu există argumente. Fotbalul rămâne cel mai popular sport în România, 26,6, urmat de tenis, 15,7, handbal, 7,8, gimnastic, 7,5, inot, 5,4. În ceea ce privește situația din fotbal, 69 dintre participanții cred că fotbalul românesc nu se îndreaptă într-o direcție bună. Echipa națională a României ar fi putut obține rezultate mult mai bune în campania precedentă de calificări, consider 79,7 dintre participanții la sondaj. Mai mult decât atât, aducerea antrenorului Cristof Daum la cârma echipei naționale a fost considerat drept o soluție proastă de 59,1 dintre respondenți. Ludovic Orban subliniere tie ce va face Iohannis în privința lui Covesi, este cronica unei decizii care este cunoscut. Întrebai dacă mandatul președintelui Răzvan Burleanu a fost un succes sau un eșec. Cei mai mulți respondenți au declarat ce nu știu / nu pot răspunde, 51,6. 9,4 au afirmat că mandatul acestuia a fost un succes, în timp ce un număr mult mai mare, 39, consideră acest mandat ca fiind un eșec. În ceea ce privește preferințele participanților la sondaj pentru unul dintre candidații la președinția FRF, 55,4 cred că alegerea lui Ioan Lupescu ar constitui o soluție pentru redresarea fotbalului românesc, în timp ce numai 10,1 consider că Răzvan Burleanu ar trebui să continue.
Locul al treilea în preferințele respondenilor este ocupat de Marcel Puca, 8,0. Studiul a fost realizat în perioada 10 la 14 aprilie 2018, prin metoda CATI, pe un antion reprezentativ de 616 persoane, având o marjă de eroare de 3,95.